După o pauză de 2 săptămâni în care fotbaliștii din cadrul CSM Sighet nu au mai jucat din cauza retragerii din campionata echipelor Metalul Bogdan Vodă și CSU Borșa, în weekend băieții au revenit pe terenul de joc cu o deplasare la Dragomirești, unde au întâlnit echipa locală Iza. Meciul s-a încheiat cu un scor favorabil pentru CSM Sighet. Cele 4 goluri au fost marcate de Tutuța Cătălin, Bococi Sandu și Gubici Cristian. Următorul meci va fi miercuri, începând cu ora 16, atunci când fotbaliștii din cadrul Clubului Sportiv Municipal Sighet Marmației vor primi vizita celor de la Bradul Ișău de Sus, ocupanta locului secund.